Bună dimineața, fraților, și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou episod din seria noastră minunată de Among Us. Este sâmbătă dimineața, iar astăzi o să ne jucăm cu toți brigadierii aceștia nebuni pe harta de skill, pentru că ne-am jucat foarte mult pe Polus. O să-i dăm un star să nu mai pierdem timpul, vă rog frumos, mie toată lumea bun, ca să ne asigurăm. Și înainte de toate, nu uitați să rupeți acolo butonul de like dacă vreți să postăm mai multe videoclipuri. Începem așa sâmbătă, cum ne place nouă, dragi prieteni. Înainte de a continua videoclipul, vreau să vă reamintesc că în descriere aveți linkurile mele de la Eneba și primiți 1 euro gratis și 3% reducere la orice comandă. Băieți, aveți niște reduceri extrem, extrem de mari, spre exemplu FIFA îl puteți cumpăra de la prețul de 200 de lei. Pe Steam se pare că este 300 de lei, o reducere foarte, foarte mare. FIFA 21 mă refer. Avem multe alte oferte. Dead by Daylight 25 de lei, adică 5 euro, frate, la fel redus de pe Steam. Euro Truck Simulator 2 la 24 de lei. Dirt Rally la 2,44 lei, pe bune. Sunt niște oferte super, super tari și vă dați seama că mă ajută foarte mult și pe mine, dar vă ajută și pe voi. PUBG-ul la 10 euro. Mi se pare că în acest moment, sau mă rog, eu când am cumpărat PUBG-ul era 30 de euro, parcă GTA-ul, băieții, Online Edition, 43 de lei, frate. GTA-ul 43 de lei, eu l-am luat când era 60 de fucking euro, 3 milioane, acum e 43 de lei, băieți. Multe alte reduceri, Mortal Kombat X la 12 lei, mi se pare super tare site-ul. O grămadă de youtuberi s-au apucat acum să, mă rog, au colaborare, pentru că într-adevăr este un site foarte bun. Vă recomand încă o dată, toate linkurile din descriere, vă ajută foarte mult. 1 euro gratis, 3% reducere dacă băgați codul ZZANDREI. Și revenim cu videoclipul, let's go. Și avem niște setări puțin mai modificate, băieți, în sensul că acum vision-ul de la crewmate este doar 0.75, nu mai este 1, vedeți în colțul se vede întunecat. Și mi se pare mai ok, ca să nu vezi chiar dintr-o parte în cealaltă, dar 0.5 mi se părea foarte, foarte puțin. Ei bine, vreau să-mi scrieți și voi în comentarii o părere despre aceste setări. Și hai să facem și noi repede, repede, niște task-uri. Ne putem uita pe vitale repede la admin. Deci a venit Alex. Mamă, ce-am crezut că eu nu mort acolo, băieții? Ok, s-a omorât deja, e Fabi. Poți spune un mesaj mai prost. De ce? Te-ai dus în jos la electrică și ăsta e moral. N-am intrat în electrică, m-am dus pe lângă cumea și m-am dus înspre navigații. M-am întâlnit cu Ionuș, da, cu Sandrepi. Da, și n-ai văzut pe cineva care a trecut pe lângă tine și s-a dus la electric și l-a urmat? Nu, nici n-am intrat în electric. Păi n-ai văzut pe cineva care a intrat în electric? A, bă, da, l-am văzut pe ăsta mort. Și prin cum, dar nu mai știu ce culoare avea. Nu știu cine mi-avea, că făceam un tas la... la fire. Bă, Alexis de a venit de jos, îl cred acum. Nu știu unde e. Ce-i partea de jos, da, da. Da, la ce fire erai? La fire aia când te duci spre admin. După am făcut cardul. Hai, ziceți-mă toate pozițiile voastre. Oricum n-o să ziceți că sunteți la... Da, schimb, vă rog frumos, că primul kill e foarte easy și toată lumea n-a văzut nimic, că toată lumea era pe task-uri. Era cineva în medway? Sau security? Nu mai fiți, mă, răi. Poate e just Cosmin, că de obicei când face asta, Cosmin el este. E, votez din postul... Ah, am votat deja la naiba. Ok. Da. M-a votat. Ok, Cosmine. Băieți, Cosmin votează inocentul, apropo. Haide, mute, mute. O să fie o arenă grea, dragilor, o să fie o arenă grea, vă spun de pe acum, dar nu este nicio problemă, scăpăm noi și de rău. În dreapta, portocaliu cu roșu. Dacă moare portocaliu, e clară situația, băieții. Mamă, oxygen depleted, hai să facem asta. Repede. 0.5, 0.45. Bam. Status ok. Dar nu puteam, ok, aici doar mi-arată... Mamă, că sunt în O2 acolo. Bă, o întrebare, de ce ne arată doar 5, 6, 7? Ok. Da, așa să băgăm și noi aici. Nu știu dacă arată absolut pe toți. Dar nu-mi place ce se întâmplă. Băi, hai să mergem către navigație. Deci roșu a fost cu portocaliu. Bine, deja acum mult timp a fost. Mihăița a sărit din vent, cred, nu? Mihăiță? 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 Ok, Zandrei, băieți, știți de ce? Și-a dat vent la cafetă. Băieți? N-are cum să fie Andrei. Am intrat la waypoint și am apărut Mihăiță din ventul de sus. Bă, ce-a dat două lua aie, la sub, eu nu te... Domnul a dat două lua și a venit pe lângă mine. Nu, băi, ce făceai acolo la ventul de sus, frate, că nu cred că e nimic acolo la ventul de sus. Download, făceai download, zic eu.
Tu ce făceai? Că tu ai sărit din mentul ăla. Cred că să mă scoate. Deci băieți, uitați, nu încerc să scope absolut nimeni. Mi s-a părut, deci nu era nimeni în weapon și dintr-o dată a venit de sus, dar n-am fost atent la partea de sus să văd animația, dar 99.9% e Mihaiță, că era, nu era nimeni la weapon. Dați, ascultați-mă, ascultați-mă. Votați-l pe Mihaiță și după ca să fiți... Vreau să zic altceva, dar îmi vine acum încă vreau să-l înjur de morți. Ca să fiți liniștiți sufletește, veniți cu mine și fac orice tați vreți voi. Dar votați-l, înainte votați-l pe Mihaiță ca să scăpăm de un impostor, pentru că o să se facă double kill și după o să trebuiască să votăm. De ce să așteptăm să se facă double kill? Votați-l mă pe Mihaiță, vă rog. Te tăceți din gură, să-l lau și eu pe Ionuț, că nu l-am auzit de unde găsesc. Gata, unde l-ai găsit? Corpora Navigation. Navigație. Și am luat-o pe jos, Andrei era în admin. Am o întrebare, ventul din navigation duce până sus la weapon, să zic că da, că pe aceeași parte. Da, ok, da, bun, votați-l pe Mihaiță, vă rog frumos. Sunt cam multe împotriva. Dați-mi afară, dar nu sunt eu. Ba da, tu ești bulangiule. Da, tu ești Andrei. Nu sunt da, eu. Exact. Votați-l, zice că eu zic să dați schimb, mă, votați-l, mă. L-am prins în vent, hai. Aia e Mihaiță. Dacă ești Andrei. E, aia e. Aia am pierdut dacă am votat. Să-i dau la mumul ăla care e. Votul meu e irrelevant. Ce fac mă Mihaiță? Un ven mai prost am putea spune. Ai lustruit ceva la ăla, ești nebun. Vreau să vă spun că... Eu nu-ți votul tău, chiar am pierdut, da. Hai, meu toată lumea. Nu poți că crezi, Andre. Bă, nu era Mihaiță, mă? Coaie, vreau să văd ce făcea Mihaiță, chiar făcea download-ul, eu l-am văzut pe Mihaiță aici și am zis, bă, el este, n-am fost atent. Deci, atenție, nu am fost atent. 8, 3, 3, 3, 0. Deci atenție, nu am fost foarte, foarte atent, știi ce zic? Dar eu așa cred. Nu era Mihaiță, coai. Bă, dar ce-am făcut? Ce-am făcut adesea să-l omor pe ăla, că eu mă duceam după altul. Bă, dar eu nu înțeleg cum a apărut ăla sus, să mă bată tata. Păi ăla era făcea task acolo. Eu nu te-am văzut, eu nu te-am văzut deloc și te-am văzut doar cum ai apărut de acolo să mă... Da, eu așa am să pleci. Dar știți de ce am fost după sigur că e Mihaiță? Pentru că eu am întrebat Mihaiță. Și după a început Mihaiță, e Andrei, știți de ce e Andrei? Că l-am văzut că nu știu ce vent. Și că, când a început cu chestia aia, subconștientul meu a zis e Mihaiță. Pentru că eu nu eram sigur, că nu l-am văzut sigur. Dar când a început Mihaiță să mă acuze că am dat eu vent, am zis dă-te în gâtul, mă. Păi de asta nu mă să acuze, știe. Păi ești dovitoc, trebuia să spui ce? Și eu ziceam, mi s-a părut că ai dat ventul. Și tu ziceai, ba nu, eram la download și gata. N-a ținut cont de ce v-am zis prima rundă, băieți. N-a ținut cont. Băi, cine ține cont la tine? Dar nu am făcut chem. Când a fost tare, n-am făcut chem. Mi-a zis ăștia, dar... Haide. Am dat start. Doamne, deci ce fail am dat, dar pe bună dreptate, ziceți voi, voi ce ați fi făcut? Deci, eu n-am fost foarte atent la partea de sus, am văzut că a apărut Mihaiță și în momentul în care s-a dat report, am întrebat, am zis fix așa, Mihaiță? Și Mihaiță a început, e Andrei băiesc că l-am văzut că a dat ventul. De ce, frate, că m-a acuzat pe mine, știam că nu e și puii mei, am zis, băi, uite, acum fix aici am și eu download-ul, știi? Și am zis, băi, e ceva neregulă, puii mei. Uite, fix aici era și ăla download, mă, am fost atent. E vision-ul ăsta mai mic, mă, probabil de-aia. Opa! Okay. Eu eram cu error, am fost un electric și l-am găsit pe ăsta mort. Ok, ai eliminat cu error, băieți, da, ai ghicit. Bravo. Unde era? Cosmin, ce ai de spus în apărarea ta? Ce zice ăla? A omorât creierul, e just Cosmin, numai el face de-astea. Oh, unde era fiecare? Sincer să fiu, vreau să-l întreb. Eu eram sus la weapon, s-a trecut tormentă pe lângă mine, deci să-l întreb pe tormentă cum dracu știi că e navigație, cum dracu știi că e just cosmic. Era bun la pin. Nu, mai zic nimic că n-are rost. Bă, Fabi n-are cum, că Fabi de bea coborâse de la navigație, nu avea error cu Colin. Error cu Alina? Alina, eu m-am dus în electrică, l-am două task-uri și l-am găsit acolo. Hai, dați schimb acum. Nu o să ajungem la nicio concluzie. Nu o să ajungem la nicio concluzie, dați schimb. Păi n-ați auzit sau ați auzit? Ia, Error a zis că Alina făcea nu știu ce task la
căcatul ăla de benzină, el a intrat în electric și el a dat reportul, dar Alin a dat reportul. Nu, am făcut benzină, m-a așteptat. Și apoi nu știu cum a dat el. Sunt dubioși deja, Alin cu eror să mor, prea. Ce de asta? S-a întors și a vrut să dea report, de-a selfie, n-a apucat. Asta s-a întâmplat. Câștigați la vot. Era acolo. Că nu v-am așteptat. Ce de-astea? Ok. Dubioși Alin cu eror. Băieții, avem o bulină neagră. Hai, mute. Avem o bulină neagră pentru dânsii, băieți. Ce părere aveți de aceasta? Hai să vedem acum. Bă, dacă mă ajung eu repede la security. Să mă duc a... Nu m-a văzut nimeni. Mă rog, au văzut că m-am învârtit puțin de la acolo, dar mă duc la security, frate. N-am mai fost de mult la un security din acesta. Bă, dar ce epic fail am dat la lunea trecută, frate, nu-mi vine să cred. Tormento stă cu roșu și cu Mihăiță. Tormento stă cu roșu, atât cu Mihăiță. Tormento cu Alex. Intră Cosmin. Hai să vedem ce se întâmplă, mamă, ce dubioși. Alin e acolo. Poate murea Alin, că nu văd cine omoară. Cosmin, Alin, error. Mamă, nici unul nu vine pe aici, pe la security. Hai, mă, să vedem acum un kill. Dă-i, te crepocez umilile de la camere, băieți. Tormento intră în navigație. Stă acolo el, ci că face task. Alea sfire. S-a umplut bara, uitați cum s-a umplut bara, nu știu dacă a fost gen doar timing, dar cred că la Tormento s-a... Cred că la Tormento s-a umplut bara, dragilor, și este Just Cosmin, oameni buni. Bă, okay. Security event, am văzut din electric. Ce? Ok, vreau să vă spun o Just Cosmin o dat report. Eram pe tunelul dintre pe Upper Engine și Lower Engine și am intrat la reactor, am verificat reactorul să văd dacă este cineva mort, după care am verificat security și era Zatrei. Am văzut cum o să iei în vent, M-am dus eu la Zatrei, era la camere și l-am lăsat la spate și nu știu cu cine l-am lăsat. Unde era? Fiecare. Știți care chestia? Era security. Eu când am fost la electric și mă duceam spre electric, m-am întâlnit pe drum cu Alin. Alin vinea de sus. Da, despre Alin unde? Reactor jos. A fost folosit ventul. Ai zis că s-a dat vent. Eu am fost în admin și apoi am fost la upper engine. Ah. Și unde ești în momentul ăsta? Upper engine. Am băgat benzina. Uite unde ești. Eu sunt în admin, făceam cardul, că nu l-am făcut până pe la... Pe Uite l-am întâlnit jos spre... La canitra. L-am văzut pe Tormento. Era cu mine, uite. Da, da, da. Și ce... Alex, ăsta. Tu e mai singur, unde ești în momentul ăsta? Note 2, coaie. Făcut cu ceva fire în navigație. Am făcut în navigație, acum am dat gunoi din Note 2. Dacă o să fie greu, băieți. Dacă nu, haideți cu mine. Bă, dar am impresia că e Tormento, când am fost în admin. O să, deci, băi, deci auziți pe absolut toată lumea. Au zis de Alin, au zis de Error, au zis de Alexis de unde e, au zis de Fabi, coaie, au zis de Căsăfă, de Mihăiță, de Cosmin n-a zis nimeni, coaie. Bă, de Cosmin n-a zis nimeni și el este, băi, de Cosmin n-a zis nimeni. O să fie o arenă foarte, foarte grea, mă mai gândesc dacă fac task-uri pentru ei, dar hai că trebuie să facem task-uri pentru ei. Sunt curios pe cine, pe cine votează acum, dar probabil o să voteze aerea. Oh, au dat skip, ok. Task-urile. Da, bă, da. Asta e cam complicat. Da, asta poți zici că ai infectat. Hai, mute, mute, mai cu talent. Ce zici, mă, Ionuțe? Greu, greu? Greu, greu, hă? Și ăștia nu-și dau seama. Mă sensează chestia asta. Hai să dăm și noi aplaudul ăsta de pe drept. Bă, de fapt, stai așa, hai să ne uităm pe prostul ăsta. Că oricum bara de task nu mai are, băi. Vreau să văd ce se întâmplă, ca idee, doar așa. Și cred că știu și cu cine este. Cred că v-ați dat și voi seama că putea să... Eram sigur că e prostul ăsta cu ăla. Cine? Mihăiță? E error. Error cu Just Cosmin. E cu Just Cosmin? Da. Eu am scris cu Alin. Nu, no. Error cu Just Cosmin. Prost. Cosmin nu face nimic, doar se plimbă. O să-l omoare pe tot. A sărit în... A sărit în... Ce prost! E Just Cosmin, a intrat în vent. E Just Cosmin, a intrat în vent. Okay. E Just Cosmin, a intrat în vent. Ai zburat, copil, ai zburat. O secundă, Tormento, să spun o chestie. Tu te-ai dus fix în fața mea, l-ai umărut pe ăla, ai dat selfie port și Mihăiță era în spatele meu, acolo unde a plecat Mihăiță, în stânga spre story. Și dacă Mihăiță număr toate task-urile mele... M-am un lucru de spus, te fac asteroid, băi! Hai, Alex l-a acuzat pe Tormento și acum Alex e mort. E mort, Alex. Și a omorât în fața mea, efectiv.
Mihai m-a văzut cum am dus în dreapta cu tornatul și tornatul. Puteam să-l omor lejer pe că să fiu uit. Hai mă, las-o, colotonato. Efectiv, cum s-a dat report, instant ai urlat că eu sunt cu... Nu votați, nu votați. Votați-l pe Tormentul că el este. Nu votăm. Suntem șapte. Mi-a ieșit cu Just Cosmin. E clar, e Tormenta. Vreau să vă zic toate task-urile mele, uite, fii atent. Am făcut shields. Ia, zici un task, ești impostor, hai. Tormento, Tormento, nu am chef să mă ofensez pentru căcat, dar tu ai... Tu ai urmă la fața mea și ai dat să-mi report. Pe Tormento, că i-a dat. Bine, Andrele impostor, băieți. Vă salut, ați pierdut. Ai, băi, eror, ai, ești mai prășită. Just Cosmin cu Cosmin. Just Cosmin cu Cosmin, e bine că, e bine că vor. Era Cosmin, hai. Mute toată lumea. Salut, Andrei, da, salut. Bă, coaie, cât de prost e Cosmin, a sărit în vent din greșeală, deci Cosmin a vrut să-l omoare pe Tormento și a apăsat Space-ul când era lângă vent și a sărit în vent. Bun. Okay. De ce mai dai vot acum? Păi, era Tormento sau nu? Da. Da, era Tormento. Sau să iasă și Cosmin afară la plimbare? Hai, mă, gândeam și eu. Hai, hai, dă-mă afară, hai, dă-mă afară. Să vezi cum pierzi. Dă-mă afară, că de fiecare dată așa mi-au vot și... Vreau să fiu strasă, sigur, în baie, hai, votați pe Cosmin. Hai, votați, așa. Nu votați, mă. Ok, Alin cu Fabi. Nu, vreau să fiu strasă, sigur, ești handicapat. Păi, și eu vreau la fel, da. Hai. Bă, dați vă subscribe. Doamne, deci băieți, vreau să vă spun că premiul pentru cel mai handicapat, no brain, creier minus, retarded, na, pe viață este Mihăiță. Deci Mihăiță a stricat toate arenele până acum. Băi, absolut toate arenele au fost stricate de Mihăiță. Deci dacă ești impostor, trebuie neapărat să lași în viață pe Mihăiță să-i câștigi încrederea. Că Mihăiță e foarte prost, gen, bune, știi ce zic? Bă, frate, nu vine să cred, bro. Nu vine să cred, coaie. Vreau să vă spun că toate arenele până acum au fost stricate de Mihăiță. Mihăiță este branded. Bă, atâta vreau. Nu mai pot, atâta vreau să vă spun, dragilor. Coaie, Tormento, nu vine să cred ce am făcut. De ce n-ați votat? Coaie, Mihăiță, bă! Păi vedeți dacă sunteți proști grămadă, bă! Nu, n-am vrut să te omor pe tine, am vrut să o sabotat și mi-am vrut vent-o față. Nu, Alino, faza este că a gândit-o bine fata că l-a omor pe la fața. Și pe tine, altă dată, nu te mai cred niciodată. Am dat mute, băieți, e prea haos. Deci nu, mamă, cum e? Deci nu vine să cred, frate, ce arene. Băi, astăzi este ziua arenelor cretine. Pe bune. Cred că și de la setările astea se trage, băieți, să mor. Că noi vedem acum practic 3 sferturi din cât ar trebui să vedem. Cu un sfert mai puțin, știi, și mamă, s-au tăiat și lumile. Gata, am murit iarăși. Deci dacă mor, ha, mă, să fac repede luminile alea, măcar să mă vadă cineva când mor, știi ce zic? Ok, s-au făcut luminile. Hai și cu download-ul ăla. N-am văzut nimic. Ok. It's double kill. Cosmin, strasă-vă să s-a invent. Ce? Ce s-a întâmplat? Mai lasă așa. Zi-mă, eu nu sunt cu Cosmin, Da. Și ați câștigat aina. Băi, coaie, ăsta e prost? Spun. Cosmin o să-i tânven și eu nu știu ce făcea, se plimba. Bun, atunci trecem în felul următor. Deci Fabi, Fabi n-ar avea niciun motiv să mintă. Cosmin, spune cu cine erai. Uite, pot să zic o chestie. Eram cu domnul Ionuț și Fabi era acolo sus la electrică. Vreau să vă spun că Fabi era sus la electrică. Fabi, băi, fii atent. Știi de ce ești prost, Cosmine? Că ai spus că erai cu Ionuț. Puteai să spui că ești singur. Pentru că Fabi n-are cum să facă double kill singur și să dea vina pe tine și pe Ionuț. Double kill singur. Fii atent ce a făcut Fabi. M-a văzut pe mine și pe Ionuț acolo sus la electrică. El și cum cu un băiat au făcut double kill după ce am făcut panoul de electrică. Păi că Fabi era sus la electrică. Bă, păi și Fabi și cum de unul, dar a dat vent, nu știu care era, dar a dat vent. Zicea awaiting AO, AO strasă la licență, eu sunt inocent, votați-l da, pe Cosmin. Da, ok. Eu nu se votează. Aia e Fabi. Mergi mai prost, da, mergi mai prost. Nu bag până, și e și Ionuț. Dar cu aia nu ai cum când Mihai vorbește când e mort acum, îți bagi pula în el de gras și pe coaie. De ce te râzi în familia, mă, de ce te râzi? De ce te râzi? Cred că mie ei să băieți o să-și ia pauză, dacă mai spune trebuie să mânt. Să râde când e mult, stai mult timp, mă, tipe, mult și nu mai vorbi, că îmi bat pula asta unul tău prot. Bă, vorbiți, mă, frumos, băi! Băi, da, mai apare și ăla și-l credeți toți.
A avut, a, bă, n-avea cum să vă acuze pe amândoi din start dacă n-avea un argument solid. Și tu ai spus că eram eu, Tormento și Fabio. Apare copil prost, mic și TikTok. Te apare tu Aie, Fabi. Aia e Fabi. Da, eu nu am avut ce să face, trebuia să facem mai rapid kill. Las, că murite la gunoi, ăla muri măcar. Te uit la votat pe Fabi. Te uit la votat pe Fabi. De acum să știu, Fabi target că... Plânge copiii lor. A fost Cosmin Coaie de 3 ori a fost, nu? Nu, de 2 ori. De 2 ori. Dar măcar o dată am câștigat și o dată mă opresc. Am dat star mute și care mai vorbește după ce moare? Ban, ban, ban! Hai mute. Doamne, bă, de ce a vorbit ăla, da? Crewmate, bă, frate, ce astăzi este ziua de epic failuri. Astăzi trebuie să dau failuri în continuu în sâmbătă aceasta, bă, să fiu un al treilea impostor. Eu ăla trebuie să fie, ești nebun? Doamne, nu vine să cred ce fail am dat în prima arena, frate. Bam. Mamă, mădula. Mamă, e marul cu mine. A plecat Tormento, deci se întoarce și mă omoară, fiți atenți. Hei, nu se întoarce și mă omoară. Yay! Deci Tormento mă putea omorâ și putea să-și dea ventul, că nimeni nu știa că e acolo, cred. În Tormento momentan o să am încredere, băieți, atâta vreau, doresc când a vă spune că în Tormento o să am încredere. Hai să vedem, cardul pe arta să-l are toată lumea? Mi se pare că da, toată lumea trebuie să-l aibă. What? Fabi cred că a dat fake task. De ce a stat acolo cu noi? Mamă, dubios, băieți. Un pic cam dubioșel astăzi, clan. Mamă, are, da, dacă are și Cosmin, frate, dă-o-n mama, naibii de treabă. N-are, mă, cum să fie iarăși de astăzi, Cosmin, n-are cum. A reparat. Oh, bun, Cosmin, e bun, bun, bun. Ok, mai am una la navigation, una la upper engine. Poate acum, înainte să termin aceste două task-uri, poate pot mă ieși eu pe security, liniștit. Ok, m-au văzut băieții pe security. Măcar atât, am văzut și Alin Tormento pe security. Hoba. În dreapta la weapons. Eu nu ți-am iei cap pe cap. Weapons. Nu, am vrut să mă duc în jos să văd dacă a plecat cineva. Bă, la doar un kill e degeaba, că gen uite, cu mine a fost Tormento și Cosmin și Alin, Tormento, Cosmin și Alin, dar a murit doar unul, adică n-are nicio vreau să vă spun că Alin nu e, că a făcut cardul și un plus și bara. Fabi, mi s-a părut că ai dat fictat za card, apropo. Chestia e că lângă mine a fost tu, se plimba sus, jos. Bă, ce mi se pare suspect e că eu vineam pe sus, pe la Medbay. Să vin la lumini, în jos pe la reactor și Fabi plecase de acolo, gen nu mers la lumini. Da, stai, unde l-ai găsit până? Ăsta era la web. Fabi, spune ce ai făcut la card acolo. Ce a făcut Fabi? L-am văzut când a plecat la communications. Fabi trecea din storage spre navigation, pe acolo, pe partea de jos. Ok, fiți atenți, dați skip și aveți grijă la Fabi și la mine, eu cred că a dat fake task. Cred că a dat fake task la card. Eu așa zic. Aveți grijă la nivel. Hai, Fabi, e burt. Fabi, eu cred că tu ești Fabi, Fabi. Eu cred că e supărat doar că Fabi Elsen. Hai, nu, dar chiar eu așa cred că e Fabi, băieții. Știți ce fac? Mă duc repede la navigation și las doar task-ul ăla de la Upper Engine ca să rămân cu un singur task și mă duc la security repede repede pe jur. Ca să nu mai am treabă în ambele părți ale hărții, știm? Hoba. Aolo, uite că l-am. Ah, e bine că e ăla de la security. Ionuț, ce face acolo? Ionuț. Că să fie ce la weapons, bun. Mamă, să uite cineva pe cameră, uitați cum blipă ei. Sau te-a... Fabie, bro! Sau te-a mar lumini! Bă! Ești să fac lumini, n-apuc. Era la camere. Am ieșit din reactor și era mort. Numai la camere, pare cu aia. La camere? Aveam o dată încredere și eu în Andrei. Fabi, tu unde erai? Fabi era cu Andrei la... Ha, mă, Fabi, ai jucat prea mult. Nu-l vota pe Fabi, nu. Fabi a făcut firele și tăiere la camere. E posibil să fie și Fabi. Poți să vorbesc? Poți să vorbesc? Hai, vorbesc. Mihai să vină de sus, Mihai să vină din spre camere. Da, venit de sus, de la fire. Și asta vreau să zic că, păi, posibil Fabi chiar să nu fie.
Să fi pus noi punctul pe el și Mihai ăsta să fie. Ia tu mă din gură. Eu l-am votat pe Fabi. Nu, nu votăm pe nimeni, dăm skip. A murit doi. Hai, skip, că a murit doar doi. Salut, salut. Fabi a fost suspect și în prima rundă și în a doua rundă. Taci, mă, că tu ai gelozie pe el că te-o bătut. N-am. Și Mihai a fost. Dai cum că și Mihai a fost. Efectiv, l-am văzut în prima rundă pe Fabi cum s-a dus. Dați-vă mute. Mulțumesc. Bă, frate, bă. Bă, deci care erau șansele? Cine? Fabi, cine dracu să fie? Exact ce am zis de la început, că e Fabi, în puii mei. Dar cu cine? Celălalt nu face kill-uri. Nu știu, frate, de eu am spus că e Fabi de la început. Am și murit și tot nu votează pe Fabi, frate, și era, nu era cu nimeni Fabi, gen. Dar bă, dar nu se m-a bătut lângă toți, mă, bă, lângă toți, mă. Băga mea și picioarele, frate. Am terminat task-urile, hai că se câștigă la task-uri. Gata, ia uitați cum crește bara aia de task-uri. Așa se câștigă la task-uri, băieți. Încă puțin. Opa. Era patru oameni. Era Fabi. Aie. Fabi. Aie. Fabi a plecat și mai era încă unul cu un câine. Deci eu Ionuț, Mihai, și Alin eram împreună. E Fabi și Winston, dacă mă înșel. E cu când să fie, vă dați seama. Da, e cu it. Ești da, unde mă tinta asta? Eu mi-am terminat toate task-urile. Când am dat la mie, când era lumina ta, tinte sunt dreapta. Eu i-am văzut doar pe comunicații. Bă, nu te trebuia să omori omul ăla, că aveam că e de tormentă după aia noi, dar tu l-omori pentru că ești deștept. Bă, o întrebare am. Eu am zis de prima rundă că e Fabi. Cine are petul ăla cu câinele? Uid. 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 E Uid. E Uid, aia e. Ce sunt eu, mă? Ce-a fost motorul? Erai tu cu Fabi în direct. Ești impostor. Vreau să știu asta. Bă, tu ești prost? Tu ce l-ai omorât cu aia? Ok, cred că îți dau bani. Cred că ești prea handicapat pentru jocul ăsta. Abia încă de... Aaa, ești mai prost, Fabi. Doamne, uite cum se dau în gât ca prost. Boss, eu v-am spus de la început că e Fabi. Adică despre ce vorbim aici? Nu? Eu și-am spus de la început că e Fabi. De la început am zis că e Fabi, băieți. Băi, ești mai prost. De la început. Bă, da, asta este, ultima șansă de impostor. Let's go. Haide mă acum măcar, haide mă. Așa de... Innocent Day, boys. Astăzi, Crewmate Day, mai bine zis. Epic Fail Day. Păi am stat numai, numai mortăciune, am stat, ești nebun. Deci am stat numai mortăciune și mai am mințit, ești nebun. Am mințit că l-am văzut pe mine să sărim din vent. Dar repet totul pentru că și el a... El a acuzat absolut degeaba, știi? Și am zis, a, gata, dacă a zis că eu am sărit în vent, gata. Doi prăști, asta este, tu numești mai prost. Dacă mai, cred că dacă mai fac task-uri iarăși... M-am dus, ești nebun. Bă, da, mă, tăia ăștia în continuu, frate. Sunt tăiat în continuu, băieți, nu mai rezist, boi. Ok, s-au tăiat. Ia să facem noi luminile. Poate mă omoară error acum lângă lumini. Hai că mă omoară lângă lumini dacă e clijat Cosmin aici. Eroul meu nu cred că mai e Cosmin, a fost de două ori în clipul de astăzi. Lăsați-mă naibii în pace cu Cosminul vostru, că dacă iarăși e Cosmin... Trebuie să ieși bulan, frate, trebuie să ieși bulan, asta e clar. Dacă n-ai bulan, te-ai dus. Bun, hai repede la admin. Ionuț Fabi... Ionuț ce făcea? Stai acolo dubios cu Fabi. Mihăiță. Alexis, de-a venit din stânga, nu? A venit lipit de culs. Hoba, cine a murit? Alin? Unde? În defectiva aia unde a fost. Sunt mortul că era în reacă. Lângă admin. Coa ești? Cosmin n-a zis unde era. Cosmin era la security. L-am văzut pe Fabi că s-a dus la reactor și a dat report. Da. Ce vrei să fac? Știam că e în reactor odată și a dat report și s-a dus în stânga, nu? M-a uitat pe admin și l-am văzut pe ăla, nu se mișca deloc. Hai să mă duc acolo, hă-ți băi. Bă, dar eu nu știu de ce nu te-ai uitat și tu pe admin. Chiar nu știu. Da, m-am uitat pe crede-mă, admin. Fabi, crede-mă că nu sunt așa de redus mental. Fabi, se mă duc. Eee, nu, Cosmin, acum hai să... La security după ce fac kill-ul acolo, gen. Dacă vorbim de prostie, ești primul. Zit-o elementul. Cine nu se mișca? În sens cum se mișca, m-am uitat pe admin și am mai să verific. Ba da, ești nu se mișca. Tu, dar nu mă pricep. Eu nu... Hai, skip, vă rog. Ce făceam eu? Să te-ai AFK la admin, nu făcea nimic. Ba nu, mă uitam pe admin.
Când s-au luat luminile, eu eram la admin, erați 4 în electric, 3 în admin și unul nu știu cum s-a teleportat fix în navigation. Deci asta vreau să zic. Deci unul s-a dus în navigation, dar nu știu cum. Și ăla era singurul. Cu ventul, îți dai seama. Cine a fost în navigation? Nu știu. Ei, utiliza ventul. La un moment dat au fost 2 în O2, deci cel din navigation a fost în O2 cu încă 1. Cu Mihai spre... Eu am fost cu ei la O2, dar am avut frunzele. Mai am scan-ul, două ori și... Nu ne interesează ce mai e, da, skip acolo. Ce? Păi, noi trebuie să prindem impostorul, hai! Păi nu-s prost dacă n-am verificat, pur și simplu n-am verificat. Hai de mit. S-ar putea fi Fabi cu Just Cosmin, cum ar fi, mamă, măi leu, dacă ar fi Fabi cu Just Cosman. Ar fi pe jale de-aia mare, ești nemun? Jale de-aia mare, cum ne place nouă. Ok, hai să facem modul. Hai mă, că s-au făcut task-urile destul de repede, aș putea adăuga. Ok, hai la reactor. Să vedem acum care vine de aici, atea. Opa. Cosmin a venit din medbay. Bun, nu-i nimeni. Bă, nu-i event în medbay, nu? Nu am fost atent. Ok, eu nu-s cu Just Cosmin. La storage. E cineva pe camere. Eu nu-s cu Just Cosmin, sunt pe camere. Eu nu-s cu Just Cosmin, sunt pe camere. Și acum fiți atenți, Fabi sau Error? Eu cred că Error cel mai probabil o să se ducă acolo și o să facă un kill de la frumos. Eu nu-s Just Cosmin și... la intrare în electrical, Error a venit de acolo, Error. Da. Eu nu ți-am văzut pe telefon. Error! Error e mai urmărit toată harta pe mine. Deci ori a fost un timing perfect, ori Error a venit de jos, cerea cadavrul fix un ușă de la electrică. Nici am fost jos, m-a văzut Mihai când am luat benzina, a dat reactor și m-am dus pe sus. Cum ai fost pe sus că te-ai întâlnit cu mine? Bun, acum chiar și votează. Cine era? M-a scos. Era Error cu Fabi. Fabi cu Error cu Fabi. GG. Păi purăști. Error cu Fabi, bă, v-am zis de Error, mă, v-am zis de Error. Da, păi, oricum nu era sus, oricum nu. Băi, fraților, cam ăsta a fost episodul oameni bun, you disconnected from the server, tam pam pam. Știți erorile clasice de la Among Us. Nu uitați să dați acolo cât mai multe like-uri dacă v-a plăcut și dacă vreți să postăm și mai multe videoclipuri. Și ne revedem data viitoare, a fost Andrei, v-am pupat, bye bye.